Skiz the Skills a acaparat întreg internetul în ultima perioadă, iar fresh și rece, ultimul său clip a și avut premieră aici pe Music Channel la Hip Hop Hour. Dar ca să-l cunoașteți mai bine pe Skizo, l-am luat noi la o porție de ploaie. Pierde vara Timișoran, după cum am citit eu despre el. Skiz the Skills. Hello. Cel mai tare rapper de care n-ai auzit. Preferatul prietenei tale. A.K.A. copilul de Lego și copilul cu barbă. Am înțeles. Dar de ce pierde vara? Pentru că până acum o lună, două cam pierdeam vara și încă o pierd. Ce să zic, asta e un mod de viață și îți trebuie un anumit stil să pierzi vara, că nu poți să pierzi așa, trebuie cu stil. Dar din câte m-am uitat eu pe internet, ești foarte activ în ce privește muzica, deci n-aș putea să te cataloghez cam pierde vara. Păi da, din punctul ăsta de vedere e cam tot ce am, internetul și așa mergem. Mai mergem și la TV când ne primiți, când nu, deci promovăm așa și așa, dar pe domeniul internet nu sunt pierde vara, muncesc acolo. O fac așa natural, ca un subnatural. Nu trebuie să întreb de ce, e așa de fresh și rece. Am avut o curiozitate aici la Sediu Music Channel, dacă fata din videoclip e prietena ta, că mulți băieți ziceau, mamă, ce bună e prietena al vostra. Nu, e bună și prietena mea, dar nu e ea. Prietena mea are 1,83. Asta, da. E mai înaltă ca mine, mergem, jucăm basket împreună. Wow! E pivotul meu. Și ce să zic, e o fată, e Isa din Arad și e cam una din puținele fete care se rupe pe beat. Adică am văzut Gagici în clip, dar... De ce nu ai băgat-o pe ea în clip? Pe cine pe ea? Evit să fac chestii din astea. Nu știu, mi se pare că e așa, are loc cu ei. Ea oricum e make-up, ea a făcut make-up-ul. Ea e pe partea de make-up și la cam toate videoclipurile mele face și nu numai. Mai multe chestii. Așa, și mi se pare mult mai normal și... E și mai tare pentru mine, știi, să fie una nouă în clip. Subnatural. Nu trebuie să întreb de ce, e așa de fresh și rece. Știu că ai foarte multe piese adunate, parcă spuneai și tu că ai cam pentru vreo două albume sau un album dublu, cum ar veni. Am, dar mi se pare că o să dau cu single-uri deocamdată, dau cu piese, dar până nu sparg și eu, dacă sparg cumva ca Guess Who sau Puia, și atunci o să zic că merită să fac un album. Dar așa, pentru ce să fac un album când n-am atenția care cred eu că ar merita un album sau eu sau... În fine, cred că îmi trebuie mai mult. Mai trebuie să muncesc un pic și cam asta. E fresh și rece, fresh și rece, fresh și rece, fresh și rece. Ce faci? Da, plouă. Ce faci într-o zi ploioasă? Ce fac? Mă duc la muncă, muncesc, tot artistic. Ce să fac? Povestea, mă duc la basket. Îmi povestea că lucrează în altă parte, nu are legătură cu muzica, spune-mi tu despre asta. E o parte de, tot pe partea de creație, fac design și cam tot ce ține de mine, afișe, tot le fac singur. Bine, mai lucrez așa cu lume, că îmi place să lucrez cu lume, mi se pare că cea mai tare muncă e în echipă. Dar tot muzica Da, muzica e, ce să zic, muzica e în așa fel încât îmi trebuie parcă și al doilea. A doua chestie, știi, zic, Fresh și rece,